Irina Bejenaru vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bun găsit la știri. Pentru început, titlurile ediției. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a prelungit astăzi starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova până pe data de 15 februarie 2021. După aproape un an de pauză, Poșta Moldovei a reluat expedierele poștale din China. Poșta chineză a suspendat cursele aeriene și expedierea coletelor poștale la începutul anului trecut. O angajată a unei bănci din Republica Moldova a furat numai puțin de 3 milioane și jumătate de lei, bani cu care a plătit serviciile unei așa zise clarvăzătoare. Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită pe întreg teritoriul Republicii Moldova până pe data de 15 februarie 2021. Decizia a fost aprobată astăzi la ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Mai multe detalii are colega mea Olga Sarivan. Olga, bună ziua, te ascultăm! Găsit, comisia a decis interzicerea până la 15 februarie activității cluburilor de noapte. Totodată se va menține regimul de activitate al restaurantelor și cafenelelor de la ora 7 până la ora 22. Restricția se referă și la cafenelele din benzinării, centrele comerciale și aeroporturi. În continuare va fi interzisă prezența spectatorilor în incinta cinematografelor, sălelor de concerte și caselor de cultură, cu excepția teatrelor, care vor putea să-și desfășoare activitățile respectând măsurile antiepidemice. De asemenea, din 16 ianuarie se admite reluarea competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber și în spațiile închise de către federațiile sportive naționale. Comisia a mai dispus ca instituțiile publice și private să activeze conform unui regim special de lucru, fiind atras la serviciu personalul strict necesar. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! După aproape un an de pauză, Poșta Moldovei a reluat expedierile poștale din China. Oficiul poștal din China urmează să informeze vânzătorii de pe platformele online despre reluarea serviciilor și expedierilor poștale către Republica Moldova. Poșta Moldovei își anunță clienții că în curând vor putea beneficia de prețuri optime de livrare. Asta după ce platformele online din China își vor adapta activitatea la noile scheme logistice. Poșta din China a suspendat cursele aeriene și trimiterile poștale la începutul anului trecut, când a început pandemia de coronavirus. Crearea Consiliului Președinților Republicii Moldova și Ucrainei, construcția unui pod peste Nistru și trecerea frontierei moldo-ucrainene doar în baza buletinului de identitate sunt principalele aspecte asupra cărora au convenit ieri la Kiev președinții Maia Sandu și Volodymyr Zelensky. Securitatea regională în contextul conflictului din estul Ucrainei și a diferendului transnistrean a fost și ea cap de afiș pe agenda președinților Sandu și Zelensky. Astăzi, la ora 15, Maia Sandu va susține un briefing pentru a oferi detalii despre prima sa vizită în afara Republicii Moldova. Având de la bază aspirațiile comune de integrare europeană, Republica Moldova și Ucraina și-au propus să-și intensifice eforturile în vederea implementării acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană. În timpul vizitei președintelui Sandu la Kiev s-a decis dinamizarea relațiilor moldo-ucrainene prin crearea unui Consiliu al Președinților. Că astăzi am convenit cu domnul președinte să aducem relațiile noastre la un alt nivel, cel de parteneriat strategic. Am decis să instituim Consiliul Președinților Republicii Moldova și Ucrainei ca un nou format permanent de colaborare la nivel înalt. În timpul întrevederii, Zelensky-Sandu a fost discutată problema utilizării rezonabile a apelor râului Nistru și necesitatea diversificării surselor de energie. Cap de afiș a fost și problema securității regionale în contextul separatismului existent în ambele state. Poziția Ucrainei privind soluționarea transnistriană este neschimbată. Sprijinim ferm suverenitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
în cadrul frontierelor recunoscute internațional. La Kiev a fost decisă și dezvoltarea infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Iampol-Kiev, precum și facilitarea accesului cetățenilor în Ucraina și respectiv Republica Moldova. Am convenit să impulsionăm identificarea unei soluții durabile pentru a asigura călătorii reciproce în baza buletinelor de identitate, lucru de care ar beneficia cetățenii ambelor state. O prioritate a mandatelor celor doi președinți este și construcția unui pod peste Nistru. Avem o idee ambițioasă cu privire la construirea unei magistrale moderne care va conecta Kievul și Chișinăul. Cu acest scop am discutat posibilitatea construcției unui pod peste Nistru. Aceasta va scurta timpul călătoriei dintre capitalele noastre. Aceasta este, de asemenea, am discutat cu privire la comerț, la simplificarea tranzitului. Vizita președintelui Maia Sandu la Kiev a început cu depuneri de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut și la Memorialul Victimelor Holodomorului. În timpul vizitei sale oficiale la Kiev, președintele Sandu a anunțat poziția oficială a Republicii Moldova privind susținerea necondiționată a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Autoritățile municipiului Chișinău colectează brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a-i recicla. Unde pot fi aruncați pomii care vor fi transformați în îngrășământ pentru plante, aflați imediat în telejurnal. O angajată a unei bănci din Republica Moldova a reușit să fure numai puțin de 3 milioane și jumătate de lei. Femeia de 36 de ani a furat banii pentru a plăti serviciile unei așa zise clarvăzătoare. Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-iunie 2020, în timp ce era șef case la bancă, femeia a sustras treptat suma mare de bani. Ea și-a recunoscut vina, declarând că a avut nevoie de bani pentru a achita serviciile unei clarvăzătoare, care i-ar fi promis că îi va dezlega cununia și o va ajuta să se căsătorească. Pentru fapta ei, fosta angajată a băncii a fost condamnată la 5 ani și 7 luni de închisoare și a fost dusă după gratii direct din sala de judecată. Așa zisa clarvăzătoare este și ea cercetată pentru escrocherie într-o cauză penală separată. Autorul alertei false cu bombă, ce ar fi fost în subsolul unui bloc de pe strada Maria Drăgan din Chișinău, a fost reținut de polițiști. Individul are 38 de ani și a mai fost cercetat pentru furt și trafic cu droguri. Și ei fost adus la poliție. Cancelat și am zis că e eliminat Maria Drăgan. Unde sună? La poliție, 112. Din ce motiv? Am fost în stare de ebrietate. Poliția a fost sesizată în noaptea de 13 ianuarie despre existența unei bombe în subsolul unui bloc. La fața locului au venit experții în explozibil și în urma verificărilor s-a stabilit că alarma era falsă. Ofițerii de investigație au reușit în scurt timp să-l identifice și să-l rețină pe bărbatul care a pus autoritățile pe drumuri fără motiv. El riscă acum până la 2 ani de închisoare. Doritorii de a susține în acest an examenele de bacalaureat în regim de externat pot depune solicitările până pe 15 februarie. Ministerul Educației a postat pe pagina sa de internet un exemplu de cerere care trebuie completată și trimisă la adresa instituției. La bacul în regim de externat pot fi admiși cei care au atins vârsta de 19 ani și sunt absolvenți ai școlilor profesionale sau a instituțiilor medii de cultură generală. Eligibili mai sunt liceenii care au învățat cel puțin 2 ani și nu au restanțe, inclusiv absolvenții colegiilor și studenții instituțiilor de învățământ superior cu atestat de studii medii de cultură generală. Examenul de absolvire în regim de externat se desfășoară concomitent cu examenul de absolvire în învățământul gimnazial și liceal.
Un târg al micilor producători a fost deschis în orașul Ialoveni. După un an cu restricții în care au trebuit să stea mai mult pe acasă, micii producători se bucură acum că au unde să-și vândă produsele. Încântați sunt și clienții care pot cumpăra produse eco direct de la producători. Galina Samoșchina a venit din raionul Drochia la târgul de la Ialoveni și a adus cu ea lumânări specifice sărbătorilor. Femeia a muncit câțiva ani în străinătate, dar a decis să se întoarcă acasă și să inițieze o afacere. Ideea mi-a venit în Marea Britanie pentru că eu am fost acolo la lucru. Nu e greu, pentru că orice om care are plăcerea și este pasionat de lumânări, se primește. Pe tarabele de la târg nu lipsesc produsele din materiale eco. Pandemia și criza economică i-a determinat pe mulți oameni să aibă inițiative ce le pot aduce profit. Am intrat în epidemia care o cunoaște cu toții și șezând așa ne-am gândit ceva cu nevasta, mai mult nevasta, că el îi face, eu o subțin. Din ce material e făcută? Material de numeu înainte de cripa. Din chilț. Tot epidemia a determinat-o și pe Veronica Gratii să-și extindă gama de produse pe care le oferă cumpărătorilor. Mai ales după sărbătorile de iarnă, după atâta carne, e bine să savurăm de murători. Cum a fost anul 2020 pentru dumneavoastră? Cu multe încercări, ne-a trezit idei, pentru că nu era ideea principală să facem murători, dar având posibilitatea să stăm mai mult acasă, ne s-au trezit idei. Chiar dacă a fost un an greu pentru apicultori, mierea nu a lipsit nici ea de la târg. Am venit cu miere de albină, de flori, de pădure, de câmp, de șalfei, salvie. Am adus tictură de propolis, foarte bun antibiotic. Cumpărătorii pot fi mulțumiți pentru că au posibilitatea să cumpere direct de la producătorii de produse bio. Miere am cumpărat de flori. Da. Sunt întâmplător, nici n-am știut că astăzi să fie aici iermăruc și nici în acasă. Văd că este asortiment bogat, interesant. Ei, prețurile așa sunt usturătoare, ca de obicei, dar în orice caz e normal. Mai luat niște prune uscate, e bine că s-a mai organizat așa ceva. De sărbători, cât de cât, eu știu că acum e pandemie și în mod normal nu se permit chestiile astea, dar și oamenii cred că s-au săturat de atâta stat în casă. Aici operăm cu două noțiuni. Producătorul care ne-a mijlocit singur își promovează produsele și consumatorul, pe de altă parte, care poate face cunoștință, să ia act de produsele noastre autohtone. Astfel noi asigurăm acel lanț scurt produs-consumator. Târgul micilor producători din centrul orașului Ialoveni va fi deschis cu participarea 15 producători din mai multe raioane ale Republicii Moldova. Autoritățile municipiului Chișinău colectează brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a-i recicla. Primăria îndeamnă pe locuitorii Chișinăului să nu arunce pomii de Crăciun la întâmplare. Până pe 25 ianuarie, brazii uscați pot fi aruncați în preajma platourilor de colectare a deșeurilor menajere. Potrivit autorităților locale, serviciile specializate vor transporta brazii pentru reciclare la o platformă de pe strada lungă a Bâcului. Deșeurile vegetale urmează a fi tocate și utilizate ca îngrășământ pentru plante. Meteorologii au emis pentru intervalul 16-19 ianuarie o avertizare de cod galben de scădere bruscă a temperaturii aerului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În timpul nopții, temperatura aerului va oscila între minus 10 și minus 15 grade Celsius, iar ziua între minus 5 și minus 10 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului va scădea brusc din cauza pătrunderii unei mese de aer rece de origine arctică. Vineri, răcirea vremii va fi însoțită și de intensificări de vânt. Șoferii sunt sfătuiți să aibă la mașină anvelope de iarnă și să ia cu ei în portbagaj o lopată, nisip și lanțuri. În situații de risc, cetățenii sunt rugați să apeleze serviciul de urgență 112. Un robot care îmbină inteligența artificială și controlul vocal are grijă de bătrânii singuratici. Cum îi ajută și le ține de urât, vă spunem peste câteva momente în telejurnal.
Președintele României, Klaus Iohannis, se va vaccina vineri, 15 ianuarie, în debutul celei de-a doua etape de vaccinare împotriva noului coronavirus. În prima etapă de imunizare au fost vaccinați medicii care tratează pacienți bolnavi de COVID. Klaus Iohannis a spus că vrea ca gestul său să fie urmat de cât mai mulți români. Starea de alertă a fost prelungită de guvernul de la București cu încă 30 de zile, așa cum a recomandat Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Se mențin și măsurile care interzic circulația pe timpul nopții. Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca să zic așa în ghilimele, să ne băgăm în față. Ar fi fost probabil mesajul greșit, dar vineri, în 15 ianuarie, începe a doua etapă de vaccinare, în care este prevăzută vaccinarea, de exemplu, a personalului din învățământ, a persoanelor peste 65 de ani și a persoanelor cu comorbidități, cu boli cronice, dar și a personalului numit esențial, de exemplu, administrația prezidențială, guvernul și așa mai departe. Și pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, eu mă voi vaccina public vineri pe 15 ianuarie. Ninsorile și temperaturile scăzute din ultimele zile sunt numai bune pentru pârtiile de schi din România, mai ales pentru cele din județul Brașov. Până sâmbătă ar putea fi deschis tot domeniul schiabil din predeal și în Poiana Brașov vor porni la capacitate maximă tunurile de zăpadă pentru a oferi pasionaților sporturilor de iarnă cât mai mulți kilometri de pârtii. La predeal, până acum, s-au bucurat de zăpadă, mai ales cei care au folosit săniile. Schiorii au avut la dispoziție doar câteva sute de metri cu zăpadă artificială pe pârtia Clăbucet. După ultimele ninsori, ei pot schia pe toată lungimea pârtiei, care are 2 km. Încercăm ca în weekend să putem să deschidem și pârtia Cocoșu și Clăbucet variantă. Să lucrează, colegii noștri de la amenajare fac toate eforturile să putem deschide întreg domeniul schiabil. Așa, ca multe pietre, v-am zis. Mai e nevoie de zăpadă? Da. E ok, puțină zăpadă. Adă puțină gheață, de fapt puține pietre pe partea de plat, dar în rest e ok. Nu e multă lume. În Poiana Brașov se schiază mai mult în partea superioară a muntelui Postăvaru. Unii turiști încearcă coborârea până la baza pârtiilor, chiar dacă zăpada nu e suficientă. Începătorii, dar și cei mai experimentați, așteaptă deschiderea tuturor pârtiilor. Domnul Ilie are 83 de ani și schiază de o viață. Din 70 vin la Poiana în fiecare an, anul ăsta pentru prima dată, dar ieri a fost prima zi și stăm până sâmbătă inclusiv. Chiar dacă s-a început școala, în general după amiezele copiii își doresc să vină la schi și atunci noi zicem că tot sezonul de iarnă o să fie grupe, vor fi copii dornici de schiat. Pentru începători s-a deschis și pârtia Stadion. Obiectivul nostru este să deschidem pârtile și în partea inferioară. Ne-am propus să fie un sezon care să fie cât mai lung. Vremea însă va ține cu cei care practică sporturile de iarnă. Va ninge, iar temperaturile rămân scăzute, așa că pârtiile pot fi aduse în condiții foarte bune și cu ajutorul instalațiilor pentru zăpadă artificială. În ultimii ani, pe pârtiile din Poiana Brașov, a fost esențială zăpada artificială, pentru că nu a mai nins suficient în lunile de iarnă. Marea Britanie impune condiția ca toate persoanele care intră pe teritoriul său începând de vineri să prezintă un test COVID negativ făcut cu 72 de ore înainte de sosire. Toți călătorii, inclusiv britanicii, vor trebui să intre în carantină timp de 10 zile, chiar dacă au un rezultat negativ și riscă o amendă de 500 de lire în cazul în care nu se conformează. Marea Britanie continuă să înregistreze cifre mari de infectare, cu o medie de 45.000 de cazuri noi în ultimele zile. De asemenea, Regatul Unit se confruntă cu un număr mare de decese în fiecare zi. Pe data de 12 ianuarie a fost raportat un număr de 1243 de persoane care au fost răpuse de boală. Grecia cere un certificat de vaccinare anticovid unic la nivelul UE pentru a facilita călătoriile. Anunțul a fost făcut de premierul Kyriakos Mitsotakis. Economia Greciei se bazează pe turism, așa că autoritățile sunt decise să revitalizeze călătoriile înainte de sezonul de vară. Au lansat deja certificatul standardizat care atestă că un individ a fost vaccinat. Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul grec solicită extinderea schemei la
întreg teritoriul UE. Conform propunerii, certificatul ar putea fi utilizat la îmbarcarea în orice mijloc de transport. Temperaturi record în Spania, unde mercurul termometrelor a scăzut până la minus 25 de grade Celsius. S-a întâmplat în centrul țării, meteorologii vorbind despre una din cele mai scăzute temperaturi înregistrate în ultimele decenii. Valul de frig polar a venit după zile de ninsori abundente. Școlile au rămas închise la Madrid. În 11 regiuni din Spania este alertă de vreme extrem de severă. La Castilia este cod roșu. Valul de frig este prezent însă în toată peninsula, dar se așteaptă o îmbunătățire a vremii în zilele următoare. Stațiunile de schi din Franța sunt în pragul falimentului. Reluarea activității rămâne în continuare incertă din cauza evoluției numărului de contaminări. Totul este închis, turiștii sunt foarte puțini, iar slujbele sezoniere sunt în pericol. Între timp, evoluția epidemiei de coronavirus nu este deloc bună, iar cei mai mulți se tem că Franța ar putea intra în scurt timp în cea de-a treia carantină. Celebra stațiune de lux Chamonix din Alpii francezi, altădată aglomerată, arată acum ca un loc aproape părăsit, cu doar câteva restaurante care vând mâncare pe bază de comenzi. Puținii turiști nu fac altceva decât să se plimbe pe străzile pustii. C'est une catastrophe, j'ai peur que beaucoup puissent pas s'en remettre, hein. C'est une période qui est très longue malgré les aides, hein. Il faut bien se dire qu'on a encore la chance d'avoir des aides, hein, mais voilà, ça suffit pas. Hein. Oui, c'est clair, parce que là, comme on voyait, on passait les bars, tout est fermé, enfin, il n'y a personne dans les rues, quoi. C'est frustrant pour les locaux. Impactul economic este catastrofal, iar sezonul de anul acesta pare compromis pentru cei mai mulți. Les différents syndicats ont quantifié 1,6 milliard d'euros, hein, jusqu'à la fermeture jusqu'au 7 janvier. Là, si on devait fermer jusqu'à la fin de la saison, ça va se compter en plusieurs milliards d'euros. Cei care lucrează în magazinele de articole sportive sau la telecabine, pârtii și în celelalte activități adiacente sporturilor de iarnă își pun speranțele în campania de vaccinare. Autoritățile au anunțat că vor face o nouă evaluare a situației sanitare pe 20 ianuarie. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Îl cheamă Șutii, are o înălțime de cam 1,5 metri și are un rol extrem de important în viața bătrânilor singuri. Este un robot construit pe baza unor tehnologii care îmbină inteligența artificială și controlul vocal. Se mișcă singur și este capabil să le țină de urât persoanelor în vârstă. Poate socializa sub diferite forme, de la cursuri de yoga și de bucătărie, la jocuri și convorbiri video. Robotul este un adevărat companion care nu iubește singurătatea și mai ales izolarea în care trăiesc mulți dintre bătrânii din cauza pandemiei. El a fost conceput de o firmă din Franța și a fost prezentat în cadrul unui eveniment virtual. Costă 6.000 de dolari și poate fi deja văzut la treabă în 30 de case de bătrâni și în 10 locuințe. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Irina Bejenaru și vă mulțumesc că ne priviți. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!